Salutare, mei papanașilor! Astăzi continuăm cu rubrica de tăiat, tocat, mărunțit și o să continuăm cu ceva verdeaț. Începem cu pătrunjelul și o să vă arăt trei feluri de a mărunți pătrunjelul. Primul fel, care este cel mai cunoscut, ne strângem pătrunjelul, îl mărunțim. Asta este varianta numărul 1. Dar știu, sunt mulți dintre voi care o să-mi spună că hârșiesc cuțitul pe tocături. Varianta numărul 2, adică luăm părțile mai micuțe, fără cozile acelea mari și mărunțim. Aceasta este deja o variantă mult mai fină. Varianta numărul 3 este puțin mai pretențioasă, frunză cu frunză și facem practic șifonat. Aici avem grijă să luăm exact fiecare frunză cu frunză. După ce am suprapus frunzele, încercăm să facem un mic rulou. Îl feliem cu grijă, dându-i mișcare cuțitului. Șifonate de pătrunjel. Aveți grijă mare la degete. Aceeași tehnică o să vă arăt cum facem asta cu busuiul, și anume șifonade de busuiul. Și de aici, de la șifonat, putem să ne jucăm și mai tare, mărunțim și mai mult frunzele. După cum am zis, avem grijă să-i dăm cuțitului mișcare. Șifonade de busuiul. La fel și cu menta, pătrățele. Aplicăm aceeași metodă. O să vă arăt să faceți mici pătrățele cu bulețe sau cum se vor numi din menta. Mărunțim cât de bine putem. Avem grijă, normal, cuțitul să fie bine ascuțit. Cam așa mărunțim. Aceasta a fost nebunia de azi. Dacă ți-a plăcut și crezi că ai avut ceva de învățat, știi ce ai de făcut. Dacă nu ți-a plăcut, aia, așteaptă-și tu până data viitoare, poate o să te facă să placă, cine știe, așa că...